Bună ziua, doamnelor și domnilor! În ediția de azi a emisiunii ArtVest am invitat un om polivalent, regizor de teatru, istoric de teatru și profesor la Facultatea de Teatru de la Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj. Te salut, bine ai venit în studioul Dombrăvița TV. Bine te-am găsit! Radu, acum 4 ani și jumătate ai fost prezent în studioul Dumbrăvița TV. Uite, la prezentare am sărit puțin, nu ți-am prezentat numele întreg, Radu Alexandru Nica. Cu scuzele de rigoare. Acum 4 ani și jumătate am stat de vorbă tot în, pe platoul studioului, televiziunii. Între timp, serverul principal s-a crăpat, altfel spus. Deci nu avem martori ca să putem să revedem discuția noastră. De aceea m-am gândit că ar prinde bine să mai reluăm câteva întrebări, câteva detalii legate de persoana ta, după care să discutăm de prezența ta în Timișoara și de niște detalii mici sau mai mari legat de teatru, teatru românesc, ci legat de teatru în ansamblu. Pentru telespectatori aș mai puncta câteva detalii. Ai fost profesor la 2 instituții superioare, ai fost și ești director artistic la Teatrul German de Stat, ai o carte publicată, Istoria Teatrului German din Sibiu, și multe montări în țară și în străinătate, dacă nu mă înșel, în Germania, nu? Nu, în America. În America. Uite, vezi? Da. Așa. Hai să pornim cu regia. Provii dintr-o familie de artiști. Din ce motiv ai ales regia de teatru? Mama e actriță. Eu am cochetat așa cu actoria în liceu, că na, ca toată lumea sau ca aproape toată lumea. Și mi-am dat seama că nu e calea mea, jucam așa exagerat, nu-mi plăcea și nu mă simțeam bine pe scenă, însă îmi plăcea teatru. Și de-aia am optat pentru regie. Cred că se potrivește mai mult firii mele. Mie îmi place mai mult să observ, nu-mi place să mă bag așa în... Dar latura actoricească ai forțat mai mult sau... destul de repede și ai dat seama că nu e chiar. Mi-am dat destul de repede seama și cred că bine am făcut. Spre fericirea celorlalți. A mai fost și o întâmplare destul de ușor delicată. Mi-a mai confirmat o persoană foarte avizată, total dezinteresată de treaba asta. Dar a fost destul de, n-aș zice traumatizant, dar așa, am reținut treaba asta. M-a văzut, jucam într-un spectacol din asta de liceu, Comedia Erorilor. Și venise să ne vadă o doamnă care era asistenta lui Ingmar Bergman și care... n-a fost foarte încântată de ce a văzut. Nu mi-a zis-o pe față, dar am simțit-o și treaba aia m-a marcat. Zis, uitându-mă retrospectiv sau amintindu-mi de ce făceam sau ce tip de teatru credeam eu că e bun și practicam la vremea respectivă, nu pot decât să-i dau dreptate. Da, Radu, ai terminat regia. După puțin timp te-ai apucat să predai la Facultatea de Arte Teatrală de la Mureș și... de la Cluj, la Babeș-Bolyai. Care a fost motivul pentru care ai ales profesoratul? Da, poate a fost și un pic de vreme. Cred că a fost un concurs din acesta de împrejurări. N-a fost o alegere de-a mea să zic, da, îmi doresc foarte mult să și profesez, asta e viața mea, mai ales la început de carieră. Eram foarte curios să văd cum e asta cu regia. Mi-am pus evident și eu întrebarea, domne, cum în calitate de ce poți tu să predai unor tineri? Îți trebuie totuși un pic de experiență. Pur și simplu, atunci mi s-a oferit ocazia. Atunci mi s-a oferit ocazia și am luat-o inițial ca pe o provocare. Căreia am dat curs din tâi la Cluj și după aceea am ajuns și la Târgu Mureș. La Cluj am predat exclusiv celor de la regie. La Târgu Mureș am lucrat și cu masteranzii.
De actorie, de însă. Actorie, deci acolo n-am lucrat deloc cu regizorii, am făcut niște, mai precis, un spectacol cu masteranzii de la actorie și după aceea am mai lucrat cu ei, dar mi-am dat seama că era pur și simplu prea mult și că totuși prioritatea mea e să fac spectacole. Da. Prin urmare am rămas actualmente doar la Cluj, la regie. Deci asta a fost motivul pentru care ai renunțat la Mureș, că prea te diseca, prea te... Disipam foarte mult energia în prea multe direcții și aveam senzația că nu pot să fac până la urmă nimic bine. Da. Marcam lucruri și nu era deloc în regulă. Da. Mi-am dat seama, nu, vreau în primul rând să fiu regizor de teatru și abia în al doilea rând vreau să fiu profesor. Da. Cred însă că e nevoie de asemenea ca profesorii de regie, dar și de actorie, e bine să aibă totuși o experiență de teatru. Mi se pare un lucru important și nu numai o experiență de teatru, ci o experiență actuală de teatru, practică, pentru că e o lume practică. Și practică, dar și de astăzi, adică lucrurile se schimbă atât de mult, de la un an la altul le spun lucruri foarte diferite studenților mei. Bunoară, până acum câțiva ani încurajam foarte tare să nu se angajeze în instituții, acum, de pildă, lucrurile s-au schimbat radical în România anului 2018. Mai degrabă e bine să găsești un loc, n-aș zice călduț, dar un loc sigur în care să fii angajat, un loc în care să-ți faci experiență, să-ți faci mâna timp de câțiva ani, după care e foarte bine să devii independent. Da. Da, la acest subiect ne vom mai reîntoarce. Deci, din ce an predai la Cluj? La Cluj predau din 2004 sau 2005, nu mai știu exact. 15 ani. Da. Am avut însă și la Sibiu o perioadă în care am predat înaintea actoriei. Deci am avut cumva o experiență de dascăl de la bun început. De ce ai renunțat să mai predai pentru studenții de la actorie, ci ai optat, evident, ești regizor de teatru, deci nu se pune întrebarea, dar totuși ai scăpat, nu ai vrut să te mai ocupi de actori sau să te axezi numai pe regie? Da, am vrut să mă am avut practic de ales. Nu, mi-a făcut foarte mare plăcere. Îmi face în continuare mare plăcere să lucrez cu tinerii actori. Din fericire, avem și o materie care se numește colaborare regizor-actor. Din fericire, mă mai întâlnesc cu situația de a lucra cu tineri. Îmi place să le simt pulsul, îmi place să le simt pasiunea. De la generațiile sunt destul de diferite de la una la alta și îmi place să descoper lucrul ăsta. E un mod, de ce să mint, este și un mod de a mă conecta la felul în care gândesc tinerii, văd altfel lumea, au alt tip de gusturi și alte interese. Mă interesează foarte tare treaba asta. Dar revenind la întrebarea ta inițială, așa s-a nimerit. A trebuit să aleg cumva. Ori fac ori, și aia, ori la un moment dat trebuie să aleg. Și atunci am ales regia și pentru că eu cred că e nevoie mai mare sau e o lipsă mai mare de dascăl de regie în România decât de actorie. Pe de altă parte, eu nu aveam clasă de regie. Cred că e foarte important totuși, poate greșesc, dar eu nu sunt foarte convins că greșesc, e nevoie totuși de un actor care să formeze actorii, nu un regizor. Uite, e interesant ce spui, adică nu sunt în totalitate de acord cu această afirmație. Noi la anul 4 am avut ocazia de, atunci nu era sistemul bolonez, am avut ocazia de a lucra cu regizori, cu István Kövesdi, cu Victor Ioan Frunză, cu Gábor Tompa, cu Levente Kovács, patru regizori, nume sonore, teatrului românesc, de la care am învățat cât nu am învățat în 3 ani. Eu cred că lucrurile se completează și eu cred că este nevoie... Dar eram după perioade de 3 ani de studii. Păi asta zic. Deci de aia, adică ei, un profesor actor pregătește foarte bine terenul, cred,
Și, într-adevăr, acum, din păcate, nu mai există acest al patrulea an, care mie mi se pare foarte important pentru un anumit tip de maturizare profesională. Atunci e, într-adevăr, momentul, exact, e momentul întâlnirii cu regizorul și e momentul unui, cum să-i spun, nu divorț, dar în orice caz o detașare de profesor, de perspectivă, de exact, și o intrare către realitatea din teatru, aceea în care tu de fapt lucrezi cu un regizor care nu-ți mai dă tot materialul pe pâine, cum să, ce tonuri să scoți, cum să-ți faci rolul, cum să ți-l împarți, cum să-ți construiești monologele și așa mai departe, ci el îți dă un alt tip de impulsuri la care e bine să, da, să reacționezi. Da. Dar e un alt tip de lucru, însă e bine că, era bine că se întâmpla în școală lucrul acesta. Era primul an când a fost introdus la noi în țară, da, prin anii, începutul anii. Foarte, mi se părea foarte bun și temeinic lucrul ăsta. Da. Radu, trăim într-o eră a digitalizării, suntem la un pas de inteligența artificială. Ce amprentă lasă toate astea asupra candidaților, asupra studenților? Cum sunt studenții care se întind să devină regizor și dau la regie? E greu să fac o generalizare, dar e limpede că digitalizarea, care deja am generații în care nu știu ce înseamnă să nu ai un calculator. Da, noi am trăit cu asta și era un alt tip de raportare interumană. Se schimbă evident și atenția, adică e foarte greu să-i ții conectat, se plictisesc pur și simplu foarte repede și sunt obișnuiți să funcționeze multitasking, să facă mai multe lucruri în același timp. Noi zicem că, domne, nu poți aprofunda nimic, că sunt superficial și așa mai departe. Pur și simplu gândesc a un alt tip de gândire. Nu atât de concentrat, ci, repet, concentrat în mai multe puncte în același timp. Căutăm în continuare, că suntem exact în epoca acestei transformări, căutăm metode prin care să împăcăm dorința de a aprofunda niște lucruri cu, pe de altă parte, impulsul lor de a funcționa, de a face mai multe lucruri în același timp. De pildă, am avut dificultăți cu studenții care făceau în același timp altceva, în timp ce le predam, desenau. Aveam, da, inițial, am avut o problemă, însă mi-am dat seama, după ce i-am testat, că ei de fapt sunt atenți, paralelă, da, dar e o acțiune paralelă care în același timp îi liniștește. Exact. Și mintea e deschisă și mintea e deschisă dincolo, și concentrată. Exact. Nu e, de fapt lucrurile nu sunt atât de simple cum ni se par nouă și nu trebuie să stea cu minți și să nu caște. Și aia înseamnă că sunt că e okay, obligatoriu, da, atenți. E super că e atent. Exact. De fapt, deci e sunt undeva, numai fizic e exact prezent. Exact. Ca să sumarizez, da, sunt altfel. Sunt pur și simplu altfel și încercăm să găsim căi de comunicare. Da. Puține persoane sunt care stau și își rup din timpul lor liber să mai citească un Dostoievski, un roman, o piesă de teatru, gen Henric al IV-lea, cu 3 volume. Da. Acum, ziua de azi se citește așa, rezumate. Cu această cunoștință, cu rezumatele, pot să funcționez ca și regizor? Nu, evident, nu. Evident, nu am avut, evident, da, am avut studenți care abordau așa lucrurile. Nu ai cum. Trebuie să stai pe text, să-l aprofundezi, să stai uneori pe o frază și să o despici în 15. Și m-am bucurat, de pildă, generația mea de acum, deci am întâmpinat această problemă pe care o pomenești cu generația, cu o parte a celor din o generația... Parte, că nu generalizăm? Ce? Exact, o parte dintre studenții generației trecute, să acum o parte din generația asta o văd extrem de înfometată, din nou, citesc de...
foarte multe ori un text, stau acasă, îl despic, nu dorm noaptea, sunt extrem de preocupați. Așadar, iarăși, generalizările funcționează și nu prea, și, pentru că și aici totuși selectăm, e o selecție. E foarte bine de auzit acest nou val, să zic da. Așa. Da. Ce instrumente sau ce soluții au la îndemână profesorii, pe lângă selecția naturală, să rămână numai cei avizați care chiar au de a face cu arta să devină regizori? Păi, au, dar nu mai sunt atât de... Nu mă întorc la în istorie, prin anii 90-80 erau selecții mult mai radicale cu rezultate cât se poate de... De notabile. Din păcate, nu avem posibilitatea asta atât de mult de a face selecția încă de la admitere. De pildă, izbit fiind de problema unor probleme psihice chiar ale unor studenți, am propus testarea psihologică ca fiind parte din examenul eliminatoriu. Nu avem voie. Există, se spune despre că, da, încălcăm dreptul studenților dacă îi testăm psihologic. Or, mie nu mi se pare că e cazul. Teatru, lumea teatrală e extrem de solicitantă din punct de vedere nervos, mai ales ca regizor, unde ai o responsabilitate atât de mare, dacă și nu actor, ai... Și la actor, parteză, și la actor, da, și la actor. De acum zic, din perspectiva mea, zic ce le explic eu lor. Dacă nu ai un... Dincolo de capacitatea de a-ți râcâi instinctele și sentimentele și așa mai departe, dacă nu ai, dincolo de toate astea, un echilibru psihic mental ieșit din comun, da, de fapt mai rău îți face teatrul ca practicant și face rău celor din jur, asta ca regizor, dar și corect, ca actor. De fapt sunt la fel de valabile. Prin urmare, e foarte important să-ți dai seama de... n-avem voie. De asemenea, se tot amână această decizie, se tot relativizează rolul ăsta al profesorului, în care, domne, cine ești tu să decizi dacă cineva poate să rămână în școală sau nu? Păi atunci... Cam care mai e rolul? Adică numai aceea de a livra o informație, nu cred, și în plus față de asta... Mi se pare totuși o optică greșită. Mi se pare asta e părerea mea personală. Da, și mie mi se pare, dar poate, nu știu, poate sunt eu învechit, I don't know, chiar nu știu, dar până la urmă e și o motivație foarte puternică de a face lucruri dacă știi că în mâna acelui profesor e pâinea și cuțitul, adică dacă de el depinde mai mult, automat asta te și, din păcate, e dovedit asta și științific, în mare măsură funcționăm și din cauza fricii. Trebuie să fie un motor care... E un motor extraordinar. Sigur, nu cu anumită limită, adică nu în sensul că poți jigni, nu în sensul că poți... sensul bunului simț, da. Absolut, nu trebuie să profiți urât de această putere pe care o ai, dar e bine să o ai ca profesor, nu pentru a acționa aberant, repet, dar pentru a în sensul totuși a formării acestui student. Nu poți, adică totuși ei vin la școală, se consideră artiști. Există o leneș, un trai bun pe care și-l închipuie ei. Da, că, de la arte, da. Da, 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 o senzație că da. poți să te trezești la 11 sau la 1 la amiaz, de fapt, și că da, gata, ești artist. Nu înseamnă că dacă te îmbeți seara și ești foarte interesant la masă, automat poți să faci și teatru și ești interesant. E mai mult decât atât. Corect. Hai să mai facem un pas și să vorbim puțin despre ciclul de la Teatru German, unde ai fost director artistic o perioadă de timp. Ce ai reușit să împui din directivele tale artistice în perioada respectivă? Da, a fost o perioadă destul de scurtă. Eu nu am apucat foarte mult. Cam 2 ani și jumătate undeva. Cam 2 ani, aproximativ. Da. Păi, nu e un secret că la un moment dat ne-am despărțit de directorul de la vremea respectivă, Lucian Vârșăndan, pentru că o bună perioadă de timp am comunicat foarte bine.
Adică am mers pe aceeași idee de consolidare a unui teatru care deja o luase înspre calitate, înspre invitarea unor regizori de marcă din România, înspre producția unor spectacole de cea mai bună calitate, înspre educarea continuă a echipei de actori, lucru care de asemenea mi se părea important și care a funcționat foarte bine. A apărut însă și momentul în care eu am avut senzația și am și comunicat lucrul acesta că teatrul german devine un teatru românesc de succes, doar că se vorbește în limba germană. Mi se părea foarte important de făcut pasul ca teatrul german din România, singurul teatru german din România, sigur, există și secția germană de la Sibiu, dar ca teatru, ca instituție, are datoria morală de a funcționa și ca o platformă estetică de teatru german în România. Ce înseamnă asta? Să invite regizori din Germania care să impună sau care să facă cunoscută în România un alt tip de estetică, adică estetica germană de teatru. Sigur că e foarte greu să chemi artiști consacrați. Cred că ar fi fost, după cum știu, au mai venit, dar așa mai. Știu, dar trebuie să fie, din punctul meu de vedere, trebuia țintit foarte sus. Adică ori aduci artiști consacrați și pentru capitala culturală acest lucru ar fi fost posibil, deja nu mai e posibil, din păcate, pentru că mâine nu-i poi mâine. Deci acești artiști consacrați trebuie pur și simplu să-i chem din timp de 2-3 ani să purți tratative, să-i curtezi, să-i convingi, să-i aduci aici la niște workshop-uri, să vadă echipa. Adică astea sunt lucruri care trebuie pornite din timp. Și pe de altă parte s-ar fi putut, din punctul meu de vedere, merge pe niște regizori foarte tineri de teatru, niște absolvenți de teatru foarte tineri, care n-ar fi fost atât de scumpi, atât de costisitori, dar care ar fi putut veni cu un suflu realmente nou, novator în România. Din păcate nu s-a petrecut lucrul acesta. Mi se părea foarte important, pentru că eu cred că teatrul german la ora actuală e practic cam trendsetter în lume, adică în foarte mare măsură ce se întâmplă acolo urmează după aceea să fie răspândit peste câțiva ani, și chiar teatre cu identitate foarte puternică mai de mult, cum e teatru polonez sau teatru rusesc, teatru maghiar, de ce nu, se inspiră în foarte mare măsură din cultura germană, teatrală germană. Un caz fericit, pot să-i amintesc spectacolul Moliendo Cafe, montat de Silviu Purcărete. Asta a fost o idee. Lumea nu prea știe, dar tu ai făcut primul contact și... Da, așa e, a fost o idee, acum țin minte. Dacă nu ai fi intrat tu în ecuație, nu s-ar fi... Probabil, e posibil, cert e că, da, acum țin minte și momentul, fusesem la Craiova și în drumul de la Craiova eram cu directorul de atunci, Lucian Vărșandan, eram în mașină și atunci țin minte că mi-a și venit ideea. Mi se părea, venind cumva din exterior, e și un avantaj să vii din exterior, mi se părea aberant faptul că toată lumea se laudă, uite că sunt aici 4 instituții de cultură în aceeași clădire, mi se părea aberant faptul că nu există și o conlucrare. Sigur că ele trebuie să-și păstreze identitatea. Evident. Incontestabil, acest lucru trebuie să fie primordial, însă cred că toată lumea a avut de câștigat și de pe urma acestei întâlniri. E nevoie... Primul pas, din păcate, nu s-a continuat. N-a continuat. Și mie mi se pare păcat. Cred că odată la câțiva ani ar trebui foarte bun și cred că trebuie găsit inclusiv cu Teatrul Național și de ce nu chiar și cu opera. Da. Why not? Da. Cred că toată lumea are de câștigat din aceste întâlniri și e păcat, pentru că realmente oamenii sunt foarte aproape, adică poți să-i aduni foarte ușor pentru coproducții față de alte coproducții unde trebuie să meargă din orașe diferite. Sau alte combinații. E mult mai dificil. Uite, în 2006 ai scris un articol, ce sens mai are un teatru german la Sibiu? Da. Te întreb, ce sens mai are un teatru german în 2018 în Sibiu și în Timișoara?
Da, e o discuție pe care am tot purtat-o inclusiv cu direcțiunea de atunci a teatrului. Sensul era că se face în limba germană, că prin limba germană este un purtător de standard al acestei culturi care a fost mai de mult extrem de importantă pe aceste meleaguri și care este din ce în ce mai puțin importantă, din păcate. Însă, limba germană, probabil că acum, când Anglia a ieșit din Uniunea Europeană, cred că va căpăta și mai mare importanță în cadrul Uniunii Europene. Să nu uităm lucrul acesta. Da. Germana și franceza, da, da. Cred că vor fi inevitabil într-un reviriment. Motoarele Uniunii. De asemenea, să nu uităm că dintre investitorii cei mai importanți din România sunt Austria și Germania. Deci pur și simplu funcționează, e importantă perpetuarea educației și a culturii germane în România. Știm foarte bine ce rol catalizator important a avut inclusiv în cultura românească. Cultura germană e un mix, de fapt, de cultură franceză, da, în primul rând, sau cultură latină, dar și de cultură germană. În partea aceasta, nu, blaga nu poate fi imaginat, evident, în afara culturii germane și e doar un singur exemplu, ca să nu facem aici paradă de cultură, dar e un exemplu important, zic eu. Revenind la strict la teatru, revin la ceea ce spuneam eu. De-aia este important, pentru că ar fi important nu doar din acest punct de vedere, ci și pentru că ar putea fi o interfață de estetică teatrală germană. Aia mi se pare important. Faptul că ar putea deveni un loc unde artiști germani de cea mai bună calitate s-ar putea manifesta. Și pentru asta ar folosi întregii mișcări teatrale din România, ar putea fi, cum să spun, îmi dau seama ce efect extraordinar are FNT-ul care aduce și Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și mai sunt, sau Interferențe de la Cluj, care aduc spectacole importante, sau Eurotalia, da, sau, da, corect, sau Testul de aici, da. Sau Testul de la Teatru Maghiar, sunt lucruri, sunt momente, dar din păcate sunt doar momente singulare. E, un teatru german care ar avea continuitate în timp, ar putea avea un efect catalizator de asemenea foarte puternic pentru cultura teatrală românească. Deci de aia este nevoie. Nu este nevoie atât de mult pentru a deservi doar minoritatea germană, care e din ce în ce mai subțire, sau în fine, din ce în ce mai puțin numeroasă și din ce în ce mai îmbătrânită. Este bine pentru publicul român de teatru, care în curând probabil inclusiv la Teatru Maghiar va deveni majoritar, la ne place sau nu. La secția germană undeva 95-97% sunt români care da. Vizitează spectacolele. Absolut. Artistic. Absolut. Radu, hai să ne uităm la un trailer, după care să continuăm dialogul. Hamlet, ce ai montat când aveai 29 de ani, cum vezi astăzi Hamletul contemporan în România? Da,
nu-l văd foarte diferit decât îl vedeam atunci, pentru că da, ăsta e genul de text pe care îl poți revizita așa odată la 10 ani dacă ai o idee foarte nouă de spectacol. Strict în momentul ăsta mi-ar fi un pic teamă să mă reapuc de un să mă reapuc din nou să mă reapuc de Hamlet. A fost Ai avut o montare avantgardistă la vremea respectivă. Da, a fost o montare într-adevăr altfel, care a și conformistă sau Da, am schimbat foarte mult, nu? Rosencrantz și Guildenstern nu apar. Am tăiat din monologele lui Hamlet și le-am dat lui Horatio, pentru că am pornit de la ideea că Horatio este cel care spune mai departe, care ne mijlocește de fapt povestea lui Hamlet, lucru care e evident în monologul celebru din moartea, la moartea lui Hamlet, când spune că tu vei fi cel care va da mai departe, nu? Vei spune mai departe povestea mea. Prin urmare am pus un mai mare accent, l-am făcut și pe Horatio un fel de rezonator, mult mai hotărât al lui Hamlet și da, am comprimat extrem textul. Se știe, pentru pasionații lui Shakespeare, se știe că Hamlet e cea mai lungă piesă a lui Shakespeare, în paranteză fie zis, ar dura cam 5 ore dacă îl montezi integral. Eu am făcut o variantă de text care durează 2 ore, atât, nu mai mult. Deci l-am comprimat foarte mult. Unii au zis că l-am sărăcit. Da, sigur că l-am sărăcit, dar ce altceva e o montare după un text clasic decât că pui accentul pe ceva din opera respectivă. Nu aveam pretenția de a o epuiza. Cap, coadă, da, ca și un foiletor. Exact. Aveam dorința de a pune accent pe anumite lucruri și de a omite, evident, pe altele. Revenind, da, nu știu cum ar arăta astăzi, ar fi... Eu l-am făcut puțin mai revoltat și mai... pe alocuri poate prea isteric, aș zice eu, dar față de cum se montează el în mod normal, unde este mai gânditor, mai reflexiv, mai ironic, mai autoironic, eu l-am văzut foarte, dar era și vârsta evident la care l-am montat, da. era foarte agitat Hamletul meu. Cum ar arăta el astăzi? Probabil că ar fi din nou mai mult înclinat spre reflexie și spre ironie. Da. Situația politică te-ar ajuta în montare, mă rog, analizând momentele mai importante din politichia noastră? Da, da. Atunci trăiam într-o epocă în care răul era mult mai puțin identificabil decât astăzi. Trăim, deși Francis Fukuyama zicea prin... Nici nu mai știu, în anii 90 sau chiar 2000, că istoria s-a terminat, că vestul practic a învins și că lucrurile nu vor mai fi decât o consecință acestui lucru și va fi o globalizare, toată lumea va vorbi engleză. Iată că lucrurile s-au schimbat foarte, foarte radical în ultimii 10-15 ani, când polul acesta asiatic, ruso-asiatic, ruso-chinez se prefigurează a fi un sau niște sau un centru sau două centre de putere care s-ar putea să răstoarne ordinea mondială. Revenirea la dictaturi e din păcate din ce în ce mai prezentă. Vedem în Ungaria ce se întâmplă, vedem în România ce se întâmplă, nu mai vorbim de Rusia, Turcia și da, spre surprinderea tuturor, America. Corea de Nord e limpede, dar când îi văd în amoruri pe Kim Jong-un cu Trump, se ridică pielea pe mine. Adică da. Da, trăim, lumea și-a ieșit din țâțâni, vorba lui Hamlet. Cuba s-a mai liniștit, în schimb. Poftim? Cuba s-a mai liniștit. Cuba s-a mai liniștit, dar din păcate nu e atât de importantă precum alte state mult mai mari. Da. Care s-au agitat. Uite, am scăpat, nu mai știu cât a trecut din emisiune. Propun să facem o scurtă pauză, după care să continuăm cu partea a doua. Perfect.
salut din nou, vă reamintesc că invitatul de astăzi este regizorul de teatru Radu Alexandru Nica, pentru cei care au deschis puțin mai târziu televizorul sau, știu eu, tableta, laptopul. Radu, hai să vedem să ajungem cumva în prezent. Te rog că ești prezent din nou în Timișoara, cu ce ocazie? Ultima oară ne-am intersectat 4 ani și jumătate când ai montat spectacolul Incendiile, despre care vom mai vorbi puțin. Păi tot cu ocazia unui spectacol, că adminteri nu ajung foarte des la Timișoara, din păcate, deși un oraș care îmi place foarte mult. Da, montez, după cum bine știi, că și tu joci în spectacolul... Acum m-am prefăcut că nu prea știu. Am înțeles. Și eu ți-am zis că n-ai cum să te prefaci. Poate cu puțină reușită, dar am încercat. Joci și tu în spectacolul La Comun de Thomas Vinterberg. E un text care vorbește un pic despre eșecul utopiei sociale comuniste. Așa foarte, foarte pe scurt, e o pereche burgheză altminteri care din dorința de a mai pune un pic de sare și piper în relație decide să trăiască împreună, în aceeași casă, împreună cu prietenii lor și să pună toate câștigurile la comun și să recreeze un pic ceva din spiritul ăsta de comunitate față de care noi oamenii avem un anumit tip de nostalgie. Să nu uităm că... Despre care perioada e vorba? Perioada e acea anilor 60. Da. Să nu uităm însă că nu întâmplătoare e, deci nevoia asta de apartenență la o comunitate noi avem. Oamenii au trăit mai mult timp în triburi, în sate, decât au trăit în izolarea asta a orașelor. Asta e o invenție nouă a societății umane și tipul de alienare apare destul de mult. Depresiile sunt una dintre cauzele ale faptului că nu simțim că nu aparținem unui grup. Ei au mers cumva un pic, au mers destul de această pereche, a mers foarte radical cu decizia de a renunța la orice formă de proprietate. Apar însă evident și problemele când personajul principal se îndrăgostește de o tânără studentă. Lucrurile nu mai sunt atât de simple sau atât de vesele cum păreau la început. Și de aici apar evident problemele și consecințele asupra copiilor, consecințe asupra mariajului. Asta e așa partea profundă, dar dincolo de tot e, sper eu, și un spectacol comic, adică sunt și aspecte comice ale traiului acestuia la comun. Când împarți totul, când nu mai ai intimitate, lucrurile devin mai colorate, să-i spunem. Da. Ce spectacol propui timișorenilor? Da, spre deosebire de Incendii, care e un spectacol, aș zice, foarte grav, serios, chiar cu accente tragice, adică din structura, în structura piesei apar constelații tragice, chiar un spectacol foarte emoțional și foarte emoționant. Aici zic eu că e un mix, sper eu, reușit de emoție, de teme serioase cu teme mai ușoare, mai light, cu personaje mai spumoase, mai, eu nu i-a zice mai super, că nu e mai superficial spectacolul, dar e un pic mai ușor de îngurgitat. Adică aia e o experiență gravă, dură. Asta este o experiență mai comestibilă, să-i spunem. Dar propun un spectacol, deși acțiunea se întâmplă în anii 60, eu cred că e o temă în continuare actuală. Noi ne gândim în continuare, ne dăm seama că și capitalismul, el este într-un anumit tip de declin. Iată, inclusiv dovada faptului că dictaturile sunt din ce în ce mai prezente, sunt niște slăbiciuni ale acestui sistem pe care noi, nu, ziceam și înainte, îl credeam veșnic. Da.
societatea noastră este într-o criză și se caută din nou, se caută în continuare tot felul de soluții. Printre care este poate și această... utopii de genul Woodstock. Da, se caută în continuare și acest tip de... Deci există, nu? Există intelectualitatea tânără de stânga, e din ce în ce mai puternică. Apropo de felul cum m-ai întrebat, cum gândesc studenții mei, ei sunt mult mai de stânga decât suntem noi. Au din nou, netrăind, neprinzând cozile la lapte și la alte alimente, netrăind perioada... Exact. De comunism. Au un alt punct de vedere despre comunism și au mai degrabă tipul de approach pe care l-aveau vesticii față de gândirea marxistă. Da. Despre fenomenul de care ai vorbit, legat de singurătate, de izolare, mai mult în Occident este prezent fenomenul, după cum știu, chiar în unele țări, țările scandinave, inclusiv și în Germania, săptămâna se consumă în a se odihni și a produce, a lucra. Iară odihnă, iară muncă. Da. Și pe la sfârșitul săptămânii numerarea banilor. Și da. Asta e totuși o deosebire față de ce se întâmplă la noi. Să știi însă că și la noi, adică sunt orașele mari, unde totuși câștigurile sunt altele decât în România, să-i spunem, profundă, a apărut și aici tipul acesta de însingurare, de izolare. Și la noi, văd asta inclusiv în blocurile astea nou construite, cu generații, inclusiv cei de generația, vecinii de scară nu se cunosc. Da, sau se salută, interacționează extrem, extrem de superficial. Nu mai e nimic din... Din 6 la 7 acasă, gata, mai 2-3 ore. Exact. Iar în weekend nu mai stai acasă la un grătar cu vecinul, că îți iei un weekend prelungit și mergi la Roma. Deci nu la Roma sau la mall. Sau la mall, exact. Da. Sau la mall. Deci lucrurile sunt la fel de valabile și pentru noi și nevoia asta de apartenență e o nevoie reală și care generează din ce în ce mai multe, inclusiv probleme psihice. Am vorbit cu un psihiatru care spune că România, deși nu pare să fie o problemă a noastră, în România sunt foarte multe astfel de probleme și însingurarea e din ce în ce mai vizibilă la noi. Să nu uităm că avem problema asta, nu? Cu plecările în străinătate ale părinților, copiii bunicii, cu bunici, care rămân cu bunicii, sunt bătrâni care chiar sunt singuri. Marcați, copii marcați care vor deveni maturi, absolut, dar cu probleme psihice. Absolut. Fel. După statistici, undeva din populația țării, 6 milioane sunt care sunt luate în evidență cu fel de probleme psihice. Iată, deci nu e... Deci e o cifră enorm de mare. Absolut. 6 milioane, cam o treime aproape. Da, să nu avem senzația că suntem mai sănătoși la cap decât suntem de fapt. Da. Nemai vorbind că la noi nu există nici educația asta, mă fac o paranteză ceva mai mare, dar nu există nici educația asta de a-ți rezolva problemele psihologice America, competent, da, competent. Da, bine, acolo poate puțin se și exagerează. Puțin, da, dar undeva calea de mijloc. Da. Tematica piesei pune în discuție importanța sau fiabilitatea căsniciei. Aici lovești un punct sensibil. Vorbești cu un om divorțat. Mă rog, chiar, ai și experiență atunci. Da. Cum este privit căsnicia ca și instituție în societatea românească? Cred că și aici suntem într-o schimbare destul de importantă. Noi nu o percepem atât de mult, deși dacă este să vedem statisticile, din ce în ce, sau da, puteți aproximativ în România, nu știu dacă, nu, în vest parcă, am înțeles că jumătate din mariaje... 60% în țările occidentale se termină cu un divorț. Da. Noi stăm cât de cât mai bine, 39-40%. Știu, dar cu tendință de creștere. Evident, de a se apropia de... Dacă ar fi pragul de 60, aș zice da, dar poate și pragul respectiv va fi împins mai în sus. Da. Care e cauza? Care sunt consecințele? Cauza, consecințele... Da.
Cauza e... Sau de ce stăm încă atât de bine? Părerea mea este că din nevoie, adică dacă ar exista... În continuare, este și o cauză economică. Adică la noi, în continuare, femeile sunt mai prost plătite în genere decât bărbații pentru același tip de muncă. Deci este acel... Nu există încă egalitatea de șanse perfectă. Sigur, s-au făcut pași importanți, dar încă nu există perfecta egalitate de șanse. Deci asta iarăși este una dintre cauze. De asemenea, faptul că religia este în continuare mai puternică în România decât în alte state vestice, state în care sunt mult mai seculare. Suntem între 5 țări pe lume. Iată, deci cred că și asta are o importanță, faptul că da, na, dacă juri în fața Domnului în biserică, ar fi bine să lupți puțin ca să nu renunți imediat. Asta, repet, gura păcătosului adevăr greșește. Din perspectiva asta o spun. Așa. Și cred că e pur și simplu, încă funcționăm cu această inerție, adică avem senzația că femeile singure, mai ales dacă au copii, nu se pot, n-au cum să se descurce. Există și evident că noi... Că e mult mai greu. E mult mai greu și evident e greu și pentru copii, adică lucrurile au, sunt multe consecințe. Un divorț e clar sau o despărțire e un act traumatic pentru cuplu, dar și pentru copii, incontestabil. Rămâne de văzut ce e mai traumatic, un cuplu de părinți foarte dezechilibrat și foarte nefericit sau o despărțire care e bine gestionată și care, în fine, aici lucrurile sunt mult mai complexe. Dar cam astea cred că sunt cauzele pentru care, să zicem, stăm mai bine cu căsniciile decât în alte părți, însă citeam și niște studii ale unor sociologi, lucrurile către asta merg, adică căsătoria devine din ce în ce mai va fi din ce în ce mai puțin întâlnită și va fi din ce în ce mai puțin durabilă. Se merge pe ideea din ce în ce mai mult și în vest, se numește monogamie serială. Da. Adică stai un timp cu un individ, eu în asta cred. Stai cu un om împreună, ești dedicat, ești cinstit acelei persoane, dar un timp limitat, atâta vreme, asta și pentru că n-am copii, atâta vreme cât lucrurile funcționează bine și cât este reciproc avantajoasă acea relație. Adică pentru fiecare, adică fiecare are ceva de învățat din asta, te potențezi reciproc și când la un moment dat ajunge lucrurile final, ajunge, se consumă sau se aplatizează, se rutinează treaba de comun acord, dacă poți să, bine, mai greu de comun acord, asta e altă discuție, începe o altă relație. Na, da. E de discutat aici, că e complexă problema. Cât de bine gestionează statul ideea familiei? Sunt țări, chiar din Uniunea Europeană, care pun mare accent pe familie. O să-i număr: Ungaria, Polonia și mai sunt și alte state. Ungaria pune un accent foarte mare pe familie și nu mi se pare deloc un lucru rău. Adică cred în continuare că familia e... Da, că e celula societății, dar ama depinde și ce vezi în familie. Dacă tu definești familia strict ca uniunea liber consimțită între un bărbat și femeie, eu cred că nu ai și o privire către secolul 21. Cred că familia poate fi, asta e punctul meu de vedere, poate fi alcătuită și dintr-o femeie singură cu un copil, poate fi și între doi bărbați, poate fi și între două femei, lucrurile cu copii adoptați, deci eu sunt mai, să-i spunem, mai deschis către lucrurile astea. E cert că politicienii trebuie să dezbată acest lucru și sociologii, pentru că lucrurile s-au schimbat pur și simplu și există o tendință de a nu se mai ascunde aceste probleme sub preș sau de a se amâna ca până acum. Sunt niște probleme și ele trebuie dezbătute. Din punctul meu de vedere, faptul că societatea românească nu a reacționat la acest referendum e un semn bun. Nu știu dacă doar din lene sau din convingere,
Dar cert este că definirea asta strictă nu cred că mai are legătură cu realitățile secolului 21 și chiar și cu valorile. Trebuie să existe formule. A, nu te căsătorești în biserică, dar formule în care oamenii care trăiesc 30 de ani împreună să nu-și poată moșteni averile, să nu poată fi împreună și din... Adică sunt realmente niște probleme complicate care trebuie dezbătute. Hai să trecem de la familia universală la o familie mai strictă, mai bine focusată, ce anume... Tradițional. Familie tradițională. Nu, chiar... Nu tradiționalistă, da. Tradițională. Familie ce putem zări în spectacolul Incendiile, din care să ne uităm, să urmărim o scurtă secvență. Uite, am văzut un moment scurt din spectacolul Incendiile, ce ai montat în 2013, stagiunea 2013-14 în Timișoara, la Teatrul Maghiar Cechi Gherghei. Spectacol cu care ai fost nominalizat la premiul Uniter, secția regie. 2015, cum reflectezi asupra spectacolului după o distanță de 4 ani? E un spectacol cu totul special, un spectacol foarte drag în care m-am întâlnit cu trupa din care faci tu parte. Cred că toți avem o amintire plăcută despre felul în care s-a născut acel spectacol. Adică a fost ca la prima întâlnire, nu? Și prima întâlnire plăcută. Da, e un spectacol foarte, foarte puternic, foarte emoțional, un spectacol poetic, ceea ce de atunci nu cred că am mai făcut. N-am mai adâncit zona asta, n-am mai mers în zona respectivă. E o zonă foarte interesantă și ofertantă și pentru actor. Este. Și pentru publicul larg. Absolut. Numai absolut. Feedback-uri pozitive am primit de la ei. Inclusiv când am jucat spectacolul la Budapesta, cum se spune, i-am spart. Da, da, mă bucur și îmi pare rău că n-am reușit atunci să fiu alături de voi. Mi-ar fi plăcut și mie să mă bucur. Am avut ocazia să prezentăm și în București. Da, de acord. De acord. Spectacol frumos, frumos, bine montat. Bine jucat. Cât de cât bine jucat. Arăta bine, avea toate ingredientele unui spectacol. Foarte frumos. Și dacă forțezi puțin nota, poate chiar pot să afirm că e mai reușit decât filmul. Da, nu știu, asta... Da, e foarte personal, diferit, e foarte diferit, așa e. Da. Și uite, aici îmi dau seama, uite, de coincidență, că de fapt
La teatru, prima producție este cu un text după care s-a făcut un film, iar acum lucrez la un text care, de la care s-a pornit, care a început ca un scenariu de film, s-a transformat foarte mult în scenariu de film și au devenit iarăși două entități foarte diferite. Nici nu mi-am dat seama de această coincidență. Da. Da. Hai să intersectăm puțin arta cu istoria. Peste câteva zile sărbătorim centenarul. Ce rol ai avut în organizarea evenimentului de la Sibiu? Da, am fost regizorul evenimentului major centenar al Sibiului. Salut, sunt Radu Nica, sunt regizorul evenimentului Sibiu 100, centenarul României Mari. Vă invit pe toți să celebrăm împreună Marea Unire în Sibiu, 6 octombrie, Piața Mare, orele 18:30. Spectacolul va fi foarte mare, vor fi peste 1000 de oameni implicați. Am citit foarte mult, am citit ziarele epocii, care erau extrem de entuziaste. La evenimentul pe care îl reconstituim, au participat circa 70 de comunități din împrejurimile Sibiului. A fost ca un fel de puzzle, din fotografii de epocă și din imagini filmate de la Arhiva de Război a Franței, în care chiar apare generalul Berthelot în Piața Mare. Am făcut o reconstituire istorică, de la asta s-a pornit. Am discutat relativ târziu, aș zice, prin primăvară cu primăria. Primăria asta și-a dorit să facem reconstituire istorică a unui eveniment care a avut loc în mod real la Sibiu, anume vizita generalului Berthelot cu suita sa la Sibiu, care era locul Consiliului Dirigent Român, în frunte cu Iuliu Maniu, cu Vaida Voievod și așa mai departe. Da, de asemenea, tot la Sibiu era cartierul general al armatei române din Transilvania. Deci a fost un punct important al vizitei în care se dorea popularizarea acestei idei. Și era o perioadă tulbure. Noi, adică cei care nu cunosc cât de cât istoria, au senzația că da, de la 1918 a fost clară treaba. Nu. Toată perioada de la încheierea războiului, pe urmă 1918, pe urmă anul 1919, când a fost și războiul cu comuniștii maghiari, până la unirea de facto, au fost câțiva ani extrem de tulburi. Inclusiv din Banatul s-a aliniat în 1919. Absolut, și o parte din Banat știe că e în Serbia. Sârbii din Banatul actual s-au revoltat și ei, nici ei nu voiau să facă parte, voiau și ei în mod firesc să facă parte din Iugoslavia. Adică au fost perioade extrem, extrem de delicate și în care istoria seculară a Europei a fost dată peste cap, pur și simplu. Au fost drame foarte, foarte mari și bucurii foarte mari pentru alții. Da, a fost delicat. Deci a fost delicat și din punctul acesta de vedere, că m-am pus problema cum să abordez istoria. Nu mi-am dorit însă nici să fac ceva festivist românesc cu doar românii care erau aici. Puțină lume știe astăzi, sau puțină lume dintre români știe astăzi, că în Transilvania și în Banat nu existau orașe în care să fie majoritar românii. Nu existau lucrurile astea și astea nu... Tot așa a fost și la Sibiu. Sibiu era de departe majoritar german. Da. Sigur că lumea s-a... Cei care au participat la acest eveniment care a avut loc în Piața Mare au fost românii.
Sigur că au fost și sași, dar mai cu jumătate de gură. Lucrurile astea au fost mai delicate, nu le-am putut chiar aborda atât de evident, pentru că fiind un spectacol pe format mare, până la urmă acolo lumea trebuie să se distreze. Asta e. Când faci un spectacol pentru marele public, e în primul rând vorba de entertainment. Nu poți să intri în subtilități, da, sunt detalii mari, mici, mari subtilități ale istoriei. Asta e clar. Deci a fost o parte din aceasta de reconstituire istorică, dar a fost și o parte pentru că m-am gândit totuși să simtă și lumea asta un pic, lumea de astăzi, un pic fiorul sau emoția pe care o aveau oamenii de atunci. Eu țin minte că, nu știu, străbunicii mei au participat atunci la acel, sau străbunii au participat la acel eveniment și a fost încărcat de foarte mare emoție, au fost foarte bucuroși că n-au mai fost cetățeni de rang 2. Asta a contat foarte mult. Nici în Sibiu existau locuri unde românii nu aveau voie să meargă. În momentul în care brusc, ei fiind majoritari, o majoritate relativă, dar oricum era, în momentul în care au avut aceleași drepturi ca și germanii, ca și maghiarii, a fost un moment de bucurie, de înțeles pentru ei. Și atunci am încercat cumva tipul ăsta de bucurie, sigur că e într-un fel imposibil, dar am vrut să ofer o bucurie și oamenilor din ziua de astăzi. De aceea programul, pe lângă reconstituirea istorică, care oricum ai luat-o, e departe de ceea ce simt tinerii astăzi, de pildă. De aceea a avut și o parte mai populară, o parte culturală, dar și o parte de party. A fost un party la sfârșit, că nu poți să-i pui pe oameni să danseze Hora Unirii, că îți râd în nas, nu mai simt asta. Și am vrut ideea de unire să o fac, nu vandabilă, dar comestibilă pentru sensibilitatea contemporană. Două întrebări, te rog, pe scurt. Da. Ce gânduri personale ai legat de Marea Unire? Da, și lucruri, e o părere nuanțată, cred că au fost și lucruri bune, cred că pentru români s-a făcut dreptate, cred însă că problema minorităților nu s-a rezolvat așa cum trebuie, nici pentru cea maghiară, nici pentru cea germană, adică, da, pur și simplu s-a întors invers roata, nu asta a fost soluția. Nu cred, adică din cei care erau oprimați au devenit conducători și pe urmă au devenit ceilalți. Nu asta este soluția. Deci nu e întru totul rezolvată această chestiune. Sper ca viitorul să rezolve din aceste lucruri și cred că integrarea în marea familie europeană este până la urmă cheia. Adică faptul că suntem diverși, dar sub aceeași umbrelă de valori generale în care toleranța, acceptarea diversității, acceptarea celuilalt, vor fi cuvintele de ordine și că lucrul acesta nu ne va uniformiza, ci dimpotrivă ne va lăsa să ne păstrăm specificul etnic și cultural al fiecăruia. Că e loc pentru toată lumea și e nevoie de diferența asta, după părerea mea. Ultima întrebare legată de artă. Ce subiecte, căutări te preocupă ca și artist? Da, mai de mult mă preocupau foarte mult lucrurile general umane, astea cu dragostea, cu moartea, lucrurile pe care noi ca oameni niciodată nu le vom da un răspuns și probabil nu le vom înțelege pe deplin, deși există acum tot mai mult tentația ca iubirea să fie considerată un cumul de substanțe chimice pe care le declanșează creierul și se explice totul printr-o atracție a ADN-urilor diferite și așa mai departe. Am început din ce în ce mai mult să fiu atras și de subiecte politice. Deci asta e cumva, să spunem așa, schimbarea față de acum 3-4 ani când ne-am întâlnit. Momentul colectiv, momentul ieșirii în stradă din iarna anului 2017 și da. momentele acelea, Roșia Montană, adică au fost niște lucruri care ceva au schimbat în mine. Am simțit că nu mai pot fi preocupat doar de marile probleme ale umanității, ci că teatrul, care este o artă a imediatului,
nu are cum să nu reacționeze și la problemele actuale stringente, chiar dacă ele sunt mai, chiar dacă ele sunt pieritoare, chiar dacă ele sunt doar ale momentului. Am simțit nevoia că teatrul trebuie să fie și mai ancorat la concret, la problemele imediate ale zilei. Teatrul protest, despre care vom discuta într-o altă emisiune. Mulțumesc că ne-ai onorat. Cu drag. Îți doresc succes. Mulțumesc. Se apropie premiera. Și ție îți doresc succes. Da, data de 8 decembrie. Și 8 decembrie, da. Da. Radu, succes și să ne vedem cu bine. Mulțumesc, la fel. Mulțumesc și pentru dumneavoastră. Ne vedem peste o săptămână. La revedere.